Slăvit și binecuvântat să fie Domnul, al cărui cuvânt l-am luat în mână, îl aveți în fața dumneavoastră și vrem să-l auzim. Este mare har că în vremea noastră avem tot scripturi, mai mult că există libertatea de a le cerceta. De aceea vă îndemn, binecuvântându-vă în numele Domnului, dorindu-vă tot harul de care aveți nevoie, să privim spre Scripturi în felul în care privim spre Scripturi. Să ne cercetăm dacă le citim așa cum ar trebui citite, dacă le studiem într-un mod suficient încât să avem parte de binecuvântarea celor scrise în ele. Aș vrea câteva sfaturi să vă dau în ce privește citirea Bibliei. Așa cum am pus titlul, să învățăm să citim Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, ca să încep cu ce este mai simplu, trebuie să ne facem timp pentru citirea Scripturilor. În a doua Timotei, la capitolul 4, îi spunea apostolul colaboratorului său, în versetul 2, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Asta după ce mai scrisese în prima epistolă, scrie în capitolul 4, versetul 13, până voi veni, ia seama bine la citire. Stăruiește în aceste lucruri. Îi spune în versetele următoare. Va să zic că, deși îl cunoștea pe Timotei, repeterea colaboratorului cel mai apropiat, știa că Timotei știe scripturile din copilărie, cum ne spune a doua Timotei 3 cu versetul 15, deși îi scrisese într-o epistolă să ia seama bine la citire, iată că din nou îi spune să-și dedice, dacă aș putea spune așa, tot timpul citirii, studierii și predicării cuvântului lui Dumnezeu. În Psalmul 1 este scris în privința aceasta, citesc versetul 2, despre omul care vrea a fi și va fi fericit, își găsește plăcerea în legea Domnului, și zi și noapte cugete la legea lui. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, că noi toți, începând cu copiii și până la ultima filă a vieții noastre, trebuie să ne facem, repet, întâi timp pentru citirea Scripturilor. Și hai să fim sinceri, așa e când ne facem timp să stăm la masă. Mai auzim câte unul spunând că n-am mâncat, că n-am avut vreme, dar până la urmă își face vreme. Drept e că avem timp să dormim, dacă nu ne ia somnul cu herup și tot ne face să dormim. Și uite, așa ne facem timp de toate, dar cititul Bibliei este un timp, aș spune, mai înainte de toate. Se spune că la un rabin s-a dus un tânăr și a zis: nu înțeleg ce scrie în Psalmul 1, cum zi și noapte să mă gândesc la legile sfinte. Când să fac altceva? Și rabinul i-a zis: dacă vrei și altceva, atunci să cauți un timp când nu-i nici zi, nici noapte. Că ziua și noaptea e de la Domnul și Domnul ne-a dat cuvântul său ca să fim pasionați de el zi și noapte. Evident că nu putem citi tot timpul, cum spuneam, este timp pentru muncă, pentru mâncare, pentru somn. Dar a medita la cuvântul lui Dumnezeu zi și noapte nu se poate fără a ne face timp să citim. Iată ce vă citesc din Scripturi în privința aceasta. Din cartea Nemia,
Aici avem ceea ce era recomandat în lege, pentru că Ezra, ostomul care era un preot și cărturar iscusit în legea Domnului, și-a vrut să procedeze cum este scris. Nemia, capitolul 8, de la versetul 1. Când a venit luna a șaptea, pentru că așa era prevăzut în lege, atunci citească pentru toți, copilul Israelului al cităților, atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor, au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul Israel. Și preotul Ezra a adus legea înainte adunării, alcătuit din bărbați și femei și toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază. Apoi scrie versetul următoare, ca și explicat, despre asta vom vorbi îndată. Aș vrea să înțelegem că trebuie timp pentru asta. Asta e foarte important. Când este vorba de legile sfinte, de transmiterea lor, lucrare care se face și individual, și familial, și cu adunarea, amintim și ce scrie în cartea Deuteronom la capitolul 6. Se reia și în capitolul 11, dar este aceeași idee, 6 cu versetul 6 și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi. Și asta totul pleacă de la lectură, de la timp pentru cele sfinte. Dragii mei, să vă ajute Bunul Dumnezeu. Eu aș recomanda dimineața, este mintea mai liberă, ne putem scula mai repede. Cu siguranță că sunt și alți timp potriviți. Pentru unii poate seara, când ne adunăm cu toții. De ce nu și într-o pauză de masă sau chiar într-o pauză școlară, unor copii care duc Biblia la școală și în pauză, dacă n-au ceva special, să se pregătească pentru școală, mai citesc câteva versete. Să ne dea Domnul priceperea necesară să găsim timpul optim pentru citirea Bibliei. Un al doilea sfat în a învăța să citim Biblia. Vă recomand să o citim pe cărți, pentru că așa a fost scrisă. De altfel, Biblia este o culegere de cărți. Sunt în total 70. Sunt 66, dar pentru că psalmii sunt 5 cărți, ar fi 70 în total. 39 sunt cu psalmii o singură carte, 27 în Noul Testament și puteți adăuga încă 4 de la cele 5 cărți ale psalmilor. Eu așa citesc Biblia. La începutul anului, în agenda mea, trec pe două coloane prima literă din prima carte a Bibliei. Și când am citit cartea, scriu numele întreg. Obișnuiesc de două ori pe an asta, cam o dată să o citesc așa cu voce sau privind textul, pagina, și a doua citire de fapt să fie o audiere, cum eu umblu mult cu mașina, dar asta recomand și la surorile care stau acasă și la toți cei care pot. Avem suficiente mijloace tehnice să punem Biblia în format audio. Nu doar cântări, nu timp mort, Biblia este de mare valoare. Citind-o pe cărți, înțelegem vremea în care a fost scris o carte, scopul pentru care a fost scris. De exemplu, în perioada Exodului, vremea lui Moise, că primele 5 cărți sunt ale lui, aproximativ anul 1400 înainte de Domnul Iisus Hristos. Tot atunci se crede că a fost scrisă cartea Iov. Puțin mai târziu a fost scrisă cartea Iosua. În perioada de sfârșit a judecătorilor și la începutul monarhiei, aproximativ anii 1900
Deci în intervalul acela, înainte de Domnul Iisus Hristos, au fost și judecători, Rut, Samuel, Psalmi, Proverbe, Ecclesiastru și cântarea cântărilor. Apoi, în perioada regatelor, de la dezbinare până la robia babiloniană, au fost scrise celelalte alte cărți, între care amintesc Ioel, Osea, Amos, alți profeți, Cartea Împăraților, Cartea Cronicilor, Ieremia, Plângerea Ieremia. Apoi, în perioada exilică a robiei babiloniene, avem scrise cărțile Ezechiel și Daniel, de acești profeți care au trăit în robie. Și la urmă, în perioada post-exilică, de după robie, au fost scrise cărțile Estera, Agai, Zaharia și Maleachi. Citind pe cărți, putem să avem o analiză, o înțelegere a contextului, cum spuneam, a perioadei, a scopului autorului. Și aici vă recomand să folosiți, de exemplu, aveți în Biblia cu explicații anumite amănunte legate de fiecare carte, de autor, de perioada scrierii, o schiță a cărții. Tot la citirea pe cărți mai fac o recomandare, pe care o practic și eu. Când sunt mai odihnit, citesc o carte care mă solicită mai mult, de exemplu, o profeție, profeții mici sau ceva din epistole. Dacă sunt așa mai obosit și nu mă pot concentra prea mult, citesc o carte istorică, este o lectură mai ușoară. Citești cartea Rut, cartea Estera sau Prin Împărat sau altceva. Cu siguranță că există diverse moduri de alegere a orarului și a selecțiilor de citire a cărților Bibliei. Alții citesc în fiecare zi un psalm și eu citesc așa. Citesc și din cartea cărțile de înțelepciune, cum ar fi Proverbele. Nu este indicat să citești toată cartea Proverbele odată, că nu o ții minte. Mai bine câteva proverbe, în altă zi alte câteva proverbe. Ar fi frumos citești tot psalmul într-o zi. Poți să citești. Dar de asemenea este plăcut ca în fiecare zi să ai câte un psalm. Unii citesc în paralel din Vechiul Testament, din Noul Testament. Deci cumulând aceste două idei, vreau să înțelegem, dragii mei, și să facem, nu doar să înțelegem. Trebuie să ne facem timp și să găsim modul cel mai potrivit de a citi Biblia. Chiar dacă peste unele pasaje trecem mai cu lectură mai rapidă, m-ar fi Levitic pe acolo, sau anumite pasaje din Ezechiel, m-ar fi cu vedenia Noului Ierusalim, nu o să reținem noi toate datele acelea și nu cred că au o importanță pentru noi într-un mod foarte practic. Pot fi extrase de oriunde din Biblia anumite învățături, dar nu toată Scriptura are aceeași intensitate, aceeași cotă de aplicabilitate. Trec la o a treia idee. Să citim Biblia în așa fel încât parte din ea să o memorăm. Anumite versete pe care să le spunem altora. Unele versete ne prind nouă bine în momente critice, să le avem la îndemână. Adesea îi sfătuiesc pe oamenii care suferă de depresie, pesimiști în general, să aibă versete de încredere în Dumnezeu la îndemână, pe care să le citească. Dacă diavolul, de exemplu, terorizează pe cineva cu teama morții, să citească mereu și să repete ce scrie în Psalmul 18, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti minunile Domnului. Dacă are anumită teamă, poate să spună, Domnul este lumina și mântuirea mea. O spunem Psalmul 27. Deci, cine să mă tem? Deci, ce să-mi fie frică? Și există, am putea spune, versete pentru orice împrejurare. Că cineva este pe patul morții și atunci are cuvinte potrivite. Și frumos este să citească atunci din
Ioan 14, un domnul a spus că mă duc să vă pregătesc un loc. Dar dacă memorăm Biblia, în mod deosebit aici îndemn pe cei ce aveți copii, cei ce încă vă ajută sănătatea, capacitatea de reținere, învățați cât mai multă Biblie. Dar orice vârstă ați avea, e sănătos și pentru memorie, iar pentru suflet este extraordinar de binefăcător. Să memorăm psalmi, proverbe, să știm, chiar dacă nu am reținut cuvânt cu cuvânt, anumite pasaje biblice, să putem relata o pildă în mod corect, istoria unui eveniment din Vechiul Testament. Cugetând, repetând, punând Biblia în format audio, ni se întipărește în minte. Și Biblia are în toate subiectele ei lucruri de mare valoare care sunt de o prospețime și de o adâncime nemai întâlnită în nicio altă carte. Toate cărțile sunt cuvintele oamenilor cât ar fi de bogate. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, scrisă sub inspirație. Dumnezeu a îngăduit ce cărți să fie cuprinse în Scripturi. Aș putea să vă dau aici câteva date. Sinodul evreiesc de la Iamnia, în anul 90 după Domnul Iisus Hristos, a confirmat canonul Vechiului Testament ebraic. Numai multe pasaje scurte din Vechiul Testament sunt scrise în aramaică, prin Ezra ceva, prin Daniel și puțin în Ieremia. Canonul Noului Testament, canon înseamnă măsură sau standard. Deci când s-a stabilit ce cărți intră în componența Scripturilor evreiești, pentru că asta e denumirea corectă, și ce cărți scrise de apostoli sau asociați principale ai lor sunt acceptate să completeze Biblia. Asta, deci Noul Testament, s-a finalizat în jurul anului 300, rămânând însă în dezbatere și discordanță anexele apocrife ale Vechiului Testament, 14 cărți, și cărțile părinților apostolici, scrise imediat după Ioan Teologul, cel care a scris Apocalipsa. Apoi s-au păstrat toate scrierile de atunci. Ceea ce avem însă este recunoscut în toate denominațiile creștinismului. Mai târziu, textul Bibliei s-a împărțit pe capitole, undeva după anul 1000 și pe versete. În anul 1571, capitolele sunt numerotate pentru prima oară într-o Biblie evrească, iar în Biblia latină, în 1555. Dar astea sunt chestiuni de mai puțină importanță, doar așa pentru cine este preocupat de anumite date suplimentare despre Scripturi. Trebuie să trec la o altă idee care cred că este cea mai necesară în vremea noastră. Deci trebuie să avem timp, să citim pe cât se poate într-un mod cât mai organizat, să memorăm Scripturile, iar în ce privește citirea, ea trebuie continuată cu studiere, pentru că acolo duce repetarea, memorarea, la întrebări, cum se înțelege, ce a vrut să spună, ce aplicabilitate are pentru noi. În teologie există doi termeni consacrați, exegeză și respectiv hermeneutică. Exegeza înseamnă ce a vrut să spună autorul destinatarilor, ce a vorbit Dumnezeu celor cărora le era destinată cartea. Veritate. Hermeneutica completează studiul exegetic explicându-ne
modul în care se înțelege și se aplică, felul în care noi trebuie să pricepem ce vrea Dumnezeu de la noi prin acea scriere. Că, de exemplu, tot ceea ce ține de lege, de preoția Vechiului Testament, nu mai poate fi preluată în forma aceea. Trebuie interpretat. Cum spune Apostolul Pavel, să dau un exemplu, 1 Corinteni, capitolul 9, să nu lești gura bolului când treieră, zice, oare pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Și care este înțelesul spiritual? Sensul, dacă este figurativ, dacă avem de-a face cu diferite forme de exprimare literară, comparații, hiperbole, alegorii, parabole. De aceea, dragii mei, este nevoie când citim Biblia să nu o interpretăm noi fiecare cum vrem. Să notăm ce nu înțelegem, să punem întrebări și în cadrul familiei citirea să fie completată cu o explicare a Scripturilor, cu studierea. Apoi avem cercul mai larg și mai calificat al adunării, unde Domnul a rânduit învățători, slujitori, care să explice cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria femeilor care în Corint creau o anumită neorânduială în biserică. 1 Corinteni 4, de la versetul 34, femeile se atacă în adunări. Dacă voiesc să capete învățătura asupra lucrurilor, să îndrepă bărbaților acasă. Iată cum, așa ca și în Vechiul Testament, casele trebuie să rămână un loc de dezbatere a ceea ce citim. Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, un învățător al legii care a vrut să le ispitească. Citesc din Evanghelia după Luca, de la capitolul 10, descrie de la versetul 26. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Omul acela știa numai că trebuia explicat. Să iubești pe Dumnezeu pe aproapele, dar se naște întrebarea. Cine este aproapele meu? De aceea, părinții trebuie să fie calificați să-și învețe copii, să interpreteze corect Scriptura, apoi slujitorii bisericii. De aceea scrie și în Iacov 3 cu 1 că învățătorii vor avea o pedeapsă mai aspră, pentru că ei sunt responsabili de ceea ce învață pe alții. O, câte învățături greșite se transmit în lumea noastră. Că spune Apostolul Pavel că atunci, la început, și apropo de citit, sunt foarte multe cărți apocrife. Apocrifa înseamnă acoperit. Care, bine că nu s-au păstrat și nu le avem la îndemână. Că unele poartă titluri nobile. Ca Evanghelia unor apostoli, Apocalipsa unor altor apostoli în afară de Ioan. Dar care nu sunt în acord cu restul Scripturii. Și asta este foarte, foarte grav. De aceea să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea pricepere sfântă ca să nu greșim și să nu ajungem ca cei despre care vă citesc aici, cum spuneam din 2 Corinteni 2 cu 17, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Nu se strică niciodată cuvântul citindu-l, ci la explicație se strică. Există totuși și la citire, dacă citim într-o traducere care nu este bună. De aceea vă rog, fiți atenți ce Biblie citiți. Într-o Biblie, de exemplu, a Martorului Jehova, veți găsi chestiuni care nu sunt traduse corect. Mai nou, pentru cei care citiți în limba engleză, sunt traduceri
unde există, am auzit asta cu date concrete într-un studiu, până la 1000 de versete lipsă sau modificate. Deci iată cât de atenți trebuie să fim. Sub acest aspect, eu sunt un mare împotrivitor a proiectorilor în adunări. Și le spun pe unde mă duc, de ce nu aveți Biblia la voi? Pe proiector îți arată un verset din când în când. Când deschizi Biblia, îți arată deodată două pagini, atâtea două coloane. Poți să o deschizi unde vrei, să cauți. Va veni vremea, dragii mei, când cu legi mai stricte pe linia copyright-ului, nu orice Biblie mai poate fi afișată acolo sau se vor impune anumite traduceri care vor putea fi folosite. Și dacă noi nu avem Biblie, de aceea vă recomand să vă cumpărați Biblie traducerea Cornelescu. Până vor mai fi de vânzare. Veți vedea ce vă spun. Să citim în traduceri corecte și să nu acceptăm orice carte lângă Biblie, pentru că poate să ne inducă în eroare. Cum spune la a doua Tesaloniceni, de exemplu, aici e vorba de venirea Domnului, capitolul 2, versetul 2. Nu vă lăsați amăgiți de vreo epistolă. Asta înseamnă ceva scris. Și multe s-au scris de-a lungul anilor. Eram undeva într-o biserică, eram mai tânăr și s-a ridicat cineva la urmă și a spus: vrem să vă dăm cărți. Dar eu știam ce cărți aveau ei. Erau de la Brahamiști, de la cei cu botezul numai numele Domnului Iisus. Și care nu cred că Tatăl și Fiul sunt persoane distincte. Și am zis: nu acceptăm. Și a trebuit să intervin. Dar acum, de când cu internetul, fiecare citește ce traducere vrea. Și riscă să fie înșelat. Iar dacă nu este atent la cine explică, numai câte ciudățenii și erezii am auzit eu sau am survolat așa, observând anumite cărți. Și nu vreau să vă dau nume și idei greșite. Trec la o altă idee. Biblia trebuie citită cu rugăciune. Asta înseamnă să ne smerim înaintea Domnului și să recunoaștem faptul că noi nu putem să înțelegem Scriptura dacă nu ne luminează El. Știți cum citea famenul? Dar n-a înțeles despre cine e vorba. Și a rugat pe Filip să-i explice, să apelăm la rugăciune ca să înțelegem și, cum vă spuneam, să apelăm și la frați. Dar în primul rând la Domnul. Pentru că este scris în Faptele Apostolilor, în capitolul 6, că cei din tâi apostoli ei stăruiau, versetul 4, necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Pentru că nu se poate vorbi despre cuvânt fără rugăciune. Noi avem nevoie de lumină de la Domnul. A ne ruga atunci când citim Biblia, recunoaștem ce a spus Domnului Petru, că nu carnea și sângele îți poate descoperi adevărul, ci Duhul. Și numai în sinceritatea rugăciunii, în smerenia noastră, în a ruga pe Dumnezeu să ne facă de cunoscut Scripturile, îl vom putea percepe. Eu cred că Biblia împletită cu rugăciunea fac să se susțină și una și alta. Scripturile te ajută să te rogi mai bine și rugăciunea te ajută să înțelegi mai bine Scriptura. Evident că și are și cântarea locului ei.
toate sunt necesare, așa ca într-o mâncare, ca la un meniu. Dar noi vorbim acum în prim plan de citirea Bibliei. Pentru că trebuie să ajungem la o pasiune. Biblia nu se citește în forță. E greu. Ca și cum ai dat la niște copii de școală să lecturești cărți care nu le plac. Dar dacă nu sunt pregătiți, vor primi o notă slabă. Scrie în Psalmul 19, de la versetul 7, legea Domnului este desăvârșită și înverează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Deci atât câte motive avem și citim. Să vine fie încântat sufletul, să dobândim pricepere. Orândelele Domnului sunt fără prihană. Că numai așa învățăm cum să ne comportăm. Și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Versetul 11. Robul tău primește și învățătura de lege și pentru cine le păzește, răsplata este mare. Deci iată motivații. Dar, spun asta acum la încheiere, dacă vrea cineva să intre în tainele și în farmecul Scripturilor, sau dacă vreți, asta ar fi dovada că am intrat, e că ceea ce scrie în Psalmul 119 ni se potrivește. Eu voi spicui doar câteva versete de aici. Citesc de la versetul 4. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. De aceea spune în versetul 7, eu te voi lăuda, să spunem fiecare, cu inima neprihănită când voi învăța. Da, citind se învață. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Deci cititul Bibliei nu este lectură suplimentară. Este necesitate fundamentală. Să spicuim și alte versete. Versetul 14. Când urmez învățăturile tale, mă bucur. Mai întâi trebuie învățat. 15. Mă gândesc adânc la poruncile tale, meditația de care vorbeam, memorarea. 16. Mă desfătez în rândurile tale și nu uit cuvântul tău. 18. Vorbeam de rugăciune. Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. 24. Învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Iarăși rugăciune în 27. Fără să pricep calea poruncilor tale și voi cugita lucrurile tale cele minunate. Versetul 33. Învață-mă, Doamne, carândurilor tale ca să o țin până la sfârșit. Și tot Psalmul 176 de versete, cu mici excepții, se referă la cuvântul lui Dumnezeu. La pasiunea de a-L citi, de a-L învăța. La harul de a-L putea trăi. Vă recomand așadar să vă uitați în acest capitol, care este o capodoperă pe tema aceasta. Citesc și alte versete de la versetul 97. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Versetul 103. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cele gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Deci iată cât de mult aprecia, ce valoare, ce binecuvântare socotea Ezra sau cine a fi scris acest psalm în cuvântul lui Dumnezeu. Scrie mai apoi în psalmul, în versetul 160. Temelia cuvântul tău este adevărul și toate legile tale, cele drepte, sunt veșnice. 62. Mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare
pradă. Să vă dea bunul Dumnezeu har în a citi, în a memora, în a studia, în a interpreta corect și în a trăi dumnezeiește, pentru că avem de-a face cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Recapitulez și mă opresc aici. Deci trebuie să ne facem timp pentru Scripturi. E cartea noastră de viață. E indicatorul spre veșnicie. Trebuie să o studiem într-un mod corect, așa cum a fost scrisă, pe cărți, pe subiecte, să o memorăm, să ne alegem traduceri corecte și învățători călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și făcându-ne partea cu rugăciune, Dumnezeu ne va lumina, ne va da pricepere în înțelegerea Bibliei. O citesc Biblia din copilărie și o citesc cu mare drag și tot mereu descoper lucruri noi. Și cele vechi au mereu o valoare proaspătă. Este bună Scriptura pentru suflet, pentru minte, pentru a face ordine în gânduri, a ne putea controla, în a ști cum să trăim, în a nu-i duce nimeni în rătăcire. Fie ca noi și copiii noștri să îndrăjim acest cuvânt al lui Dumnezeu și nicăieri să nu fim fără Biblie. Suntem ca fără ceas, ca fără telefon, ca fără hartă, ca fără GPS, ca fără merinde, ca fără lumină. Toate acestea sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Îmi pare rău, însă e trist să constatăm că sunt unii care nu prea citesc în Biblie. O, cum se lipsesc singuri de mari binecuvântări. Ce har găsim, ce învățături, ce alinare, ce încurajare, toate, toate sunt prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spun la sfârșit ce a zis Dumnezeu lui Iosua, care se gândea, Doamne, cum voi face eu față acestui popor, Moise abia răzbit. Dar acum eu am o misiune nouă să dau poporului țara aceasta. Și Dumnezeu îi spune, Iosua 1, cu cartea aceasta lege, și asta vă spun eu în final, să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce se scrie în ea, căci atunci vei zbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ce promisiune mai mare! Și obișnuiesc să arată uneori citind versetul acesta că atunci era scrisă numai o mică parte din Biblie, nici, dacă mă uit atent, poate o cincime. Între timp a fost scrisă toată. Dacă doar cu o cincime reușești în toate căile tale și ești înțelept, dar cu Biblia întreagă, cât progres, câtă valoare, cât har se ascunde. Așadar, să rămânem lângă Scripturi, această carte care va fi descrisă și în ziua judecății. Să o învățăm, să o odiem, căci așa cum spunea cineva, Scriptura este singura carte care atunci când o citește, autorul este de față. Cel despre care se vorbește peste tot este Domnul Iisus Hristos. Așa trebuie citită Biblia, la gândul că Genesa îl prezintă ca sămânța. În Exod și în cealaltă cărți apare ca jertfa, ca preotul, ca împăratul, ca prorocul. Ne apare apoi ca învățător, ca mântuitor, ispășitor, ca cel care vine. A iubi Biblia, Biblia înseamnă a iubi pe Domnul Iisus. A intra în sfera cunoașterii lui Dumnezeu și a trăit după principiile sale sfinte. Toate acestea spre binele nostru, spre mântuirea noastră. Slăvit să fie Domnul pentru cuvântul său și fie ca dragostea pentru cele sfinte să ne inunde și să putem interpreta în sinceritate scripturile corect. Doamne ajută! Amin.